Joi seară, în jurul orei 18:30, un incendiu a izbucnit în interiorul unei florării din apropierea cartierului favorit. Pompierii au intervenit urgent, constatând că din florărie se degaja un nor de fum din cauza materialelor plastice care ardeau în interior. 11 pompieri cu două auto speciale au lichidat incendiul. Din fericire, nicio persoană nu a fost în pericol. În incendiu au ars piese de mobilier pe care era expusă marfa, 15 metri pătrați de planșeu, articole de florărie confecționate din plastic, o casă de marcat, documente de evidență contabilă și elemente ale instalațiilor electrice și de climatizare. Cauza incendiului a fost un defect din rețeaua electrică.